Salutare, prieteni! Mă bucur foarte mult că v-a făcut curiozitatea să apăsați pe acest video. Astăzi vom crea un cheesecake absolut fantastic. Folosesc această rețetă de ceva timp și este favorita familiei. Pentru cei noi, eu sunt Natalia, designer în timp de zi și bucătar șef pentru ai mei. Vă rog foarte mult să-mi dați un like și să vă înscrieți la canalul meu. Și nu uitați să apăsați clopoțelul. Am foarte multe rețete curioase care vin în curând. Una este despre cum să păstrezi ouăle pe timp de un an fără frigider. Să revenim la cheesecake. Această rețetă creează un desert foarte ușor și delicios. Și ce e mai important este că poate fi modificată rețeta să convină fiecăruia. Eu voi folosi o formă de 22 cm în diametru. Dacă dumneavoastră folosiți una mai mică, atunci tăiați ingredientele în jumătate. Iar dacă una mai mare, fie le țineți la fel, fie mai adăugați. La mine cu această cantitate a fost cam la limită. Ce ține de brânză, avem nevoie de ricotta și mascarpone. Cantitățile vor fi aproximative pentru că ambalajul și greutatea pe care le veți găsi în magazine pot fi diferite la fiecare. Este important doar să țineți minte că ricotta trebuie să fie aproximativ de 2 ori mai mult decât mascarpone. Încă un lucru important ce ține de cheesecake-uri. Nu pot fi grăbite la coacere. Se coc la o temperatură mai joasă ca de obicei și pe timp îndelungat. De altfel, vor crăpa și vor fi crude înăuntru. Din ingrediente vom avea nevoie evident de brânză ricotta, brânză mascarpone, ouă, zahăr, făină, biscuiți crocanți pentru tavă, căutați de genul pentru ceai și vanilie dacă doriți. Hai să vedem rețeta! Mai întâi, pornim cuptorul și îl setăm la 160 de grade Celsius. Apoi, pregătim forma. Eu o ung cu o bucată bună de unt, apoi aranjez biscuiții într-un așa mod să nu rămână prea multe locuri neacoperite. Biscuiții îi aleg de gen pentru ceai, așa mai crocanți. Iar dacă doriți varianta mai puțin calorică sau fără gluten, atunci omiteți biscuiții în general și veți turna masa de brânză direct în formă. În continuare, voi pregăti masa de brânză. Într-un bol mare voi adăuga aproximativ 880 g de ricotta și 450 g de mascarpone. Cantitățile pot varia în dependență de ambalaj, dar ținem cont de proporții. Eu personal folosesc aproximativ de 2 ori mai multă ricotta decât mascarpone. Apoi, vom separa albușul de gălbenuș la 3 ouă. Pentru albuș folosiți un bol mai mare, pentru că îl vom bate ulterior. Adăugăm 80 de grame de zahăr în gălbenuș și îl batem până se topește zahărul. Este mediu de dulce după gustul familiei mele. Dacă preferați mai dulce, adăugați mai mult zahăr. Când gălbenușul este gata, îl adăugăm la brânză și mixăm bine până este omogen. Adăugăm 50 de grame de făină
și din nou amestecăm bine. Pentru varianta fără gluten, înlocuiți făina cu amidon, fie de cartofi sau porumb. Adăugăm vanilie, fie în formă naturală sau extract. Batem albușurile foarte bine. Pentru să se bată mai repede, se recomandă să fie la temperatura camerei. Albușurile se bat până atunci când întoarcem bolul și ele nu cad. Adăugăm albușurile peste brânză și le amestecăm ușor de jos în sus până devine o masă omogenă. Acest proces nu trebuie grăbit pentru a păstra cât mai multe bule de aer din albuș. Puteți adăuga albușul în două etape, câte jumătate. Turnăm masa de brânză în formă și o nivelăm. Nu este nevoie să-i dați o formă, deoarece la sfârșit centrul se va lăsa în jos și va crea o formă foarte bună pentru fructe. Coacem la temperatură joasă de 160 de grade Celsius. La mine toate unitățile în video sunt la Fahrenheit. Așa că vă rog foarte mult să fiți atenți să faceți setarea potrivită în Celsius. Cheesecake-ul se coace aproximativ 3 ore la această temperatură joasă. Nu-l grăbiți, căci poate să crape și să fie crud înăuntru. Spre sfârșit, testați cu un chiprit sau scobitoare, dacă este gata. Dacă scobitoarea este curată, atunci este gata. După ce îl scoatem de la cuptor, îl lăsăm să se răcească bine. Între timp, pregătim fructele ca să fie absolut uscate când le vom folosi. Eu personal prefer zmeura cel mai mult și adaug și câteva mure pentru variație. Dacă încercați ceva mai deosebit, vă rog să-mi spuneți cum v-a plăcut în comentarii. Poate încerc și eu data viitoare.
Observați că s-a lăsat cu aproximativ 15% în jos și asta e normal. În continuare, îl vom asambla. În acest caz, eu am preferat să păstrez fundul talgerului, dar dacă doriți, puteți să-l întoarceți. După ce am scos forma, am uns cu dulceață de căpșuni, dar puteți încerca și alte dulcețuri, în dependență de ce aveți la îndemână. Apoi, am adăugat zmeura. Mie îmi place să o pun foarte des, apoi să o presor cu zahăr praf, ceea ce creează un efect foarte frumos. Și evident, când ai ajutor de mânuțe mici, e mereu mai interesant. Vă rog foarte mult să-mi dați un like și să vă înscrieți la canalul meu. Apreciez enorm susținerea dumneavoastră. Iar dacă mai aveți întrebări și doriți să discutăm direct, mă găsiți pe Instagram. Pe culinarinata. Pa, pa!